Accident grav la un after school din comuna Dâmbovițeană, Cojasca. O fată de 10 ani a fost internată la spital în stare gravă după ce un dulap a căzut peste ea. Corpul de mobilier nu era asigurat și s-a răsturnat peste copil în momentul în care acesta a vrut să ajungă să ia o jucărie din el. Culmea este că autoritățile locale susțin că fata este de vină pentru tot ce s-a întâmplat. Iasă. Accidentul șocant a avut loc la terminarea cursurilor, când zeci de elevi din Cojasca se pregăteau să intre la after school. Aceștia așteptau afară sub supravegherea unei îngrijitoare, dar fetița a cerut voie să intre fiindcă era frig. S-a urcat pe treptele alea, așa mi-a spus, că n-a fost nimeni aici să o vadă. Fata de 10 ani a încercat să ajungă la o cutie cu jocuri așezată pe dulap, moment în care mobilierul greu de câteva zeci de kilograme s-a răsturnat peste ea. Până începe afterul, este o perioadă care ei sunt cam singurei. Îi supraveghează în plus doamnele de la after, până apărăm noi învățătorii care îi preluăm. În mod normal, mobila masivă trebuie prinsă în perete și în podea. În centrul after school unde a avut loc accidentul, dulapul nu era prins în niciun fel. Centrul aparține primăriei. Cu toate acestea, atât edilul orașului cât și directorul unității de învățământ dau vina pe copil pentru ce s-a întâmplat. Este prins așa cum sunt toate dulapurile prinse, dar ea s-a suit cu piciorul pe niște rafturi. Dulapul este în aceeași poziție de cel puțin 5 ani de zile. Din cauza rănilor grave, medicii din Târgoviște au decis să o transfere pe fata de 10 ani în capitală. Traumatism craniocerebral, primul diagnostic, închis, dar cu plagă la scalp, la piele, și un traumatism craniofacial. I-a fost gata pus în pericol? Categoric, da. Părinții celorlalți copii au intrat în alertă. E chiar o colegă de-a lui din clasă, ca orice părință, că poate să fie copilul meu. Anul trecut, o copilă de 10 ani a murit la centrul Cireșare din București după ce un dulap de 100 de kilograme a căzut peste ea. Și la Constanța, în urmă cu un an și jumătate, un copil de un an a murit după ce un dulap din plastic de nici un metru înălțime a căzut peste el.